Bună seara și bine ne reîntâlnim la un Edu 360, oarecum așa mai special, mai de vacanță, aș putea spune. Ne întâlnim pentru că suntem într-un moment important în educație. Ministrul Sorin Câmpeanu și-a asumat o serie de modificări care vor fi introduse, modificări la modul în care noi înțelegem tot parcursul educațional al copiilor noștri, modificări privind examenele, privind modul de desfășurare al unui an școlar și așa mai departe. Aceste propuneri fiind în dezbatere publică și ele se vor constitui printr-un efort politic într-un proiect de lege de modificare a legii educației. În acest sens, pentru că emisiunea este dedicată părinților, elevilor din preuniversitar, îl avem ca realizator, dar și ca, mai ales că nu este aici în studio, este undeva departe, la foarte bine, aș putea spune. Îl am alături de mine pe cine altcineva decât Eugen Ilea. Așadar, să mergem către el. Salut, salut Eugen. Bună ziua celor care ne urmăresc. Da, ai spus bine că în vacanță trebuie să ne ocupăm și de lucruri, zicem, printe, pentru că așteptarea nu s-a lăsat, nu ne-a ținut prea mult și a apărut și acel proiect de lege prin care Ministerul Educației dorește să schimbe total modul de gândire al Ministerului și modul de lucru în ceea ce privește sistemul de învățământ. Ca și noutate în, să zicem, în acest proiect de lege, este împărțirea în două legi, de fapt, o lege care privește preuniversitarul și o lege care privește universitarul. Iar în cadrul acestor două legi este inclus și acel, să spunem, legea cadrului didactic, statutul cadrului didactic, care se pare că va fi inclus în aceste două propuneri. Dar pe lângă multe, multe, multe schimbări, multe înființări de diverse alte entități în subordinea ministerului, cred că ar trebui să ne aplecăm practic asupra modificărilor care ne privesc pe noi, părinții, pe noi, cei care suntem actori, suntem beneficiari indirect prin copiii noștri. Și hai să luăm așa pe repede înainte, nu avem nici prea mult timp și avem toată vara la dispoziție să dezbatem și să întoarcem pe toate părțile, articolele din acest proiect. Cu siguranță, odată cu apariția proiectului, au fost și mulți specialiști în domeniul educației care au salutat un astfel de proiect, dar sunt și multe controverse. Și să începem, să spunem așa, cu câteva modificări preconizate în acest proiect. Învățământul obligatoriu va cuprinde și grupa mică, bine, începând din 2030, dar așa prevedem noul proiect. Stagiatură de un an pentru profesori. Ne interesează lucrul acesta și acesta este un lucru destul de bun, zic eu. La finalul clasei pregătitoare și a clasei întâi, cadrul didactic trebuie să întocmească un raport descriptiv de evaluare. La finalul claselor a doua, a patra și a șasea, elevii vor susține evaluări scrise. Este și acum în legea actuală, dar aceste evaluări scrise obligatoriu, vor cuprinde obligatoriu evaluări la limbă și comunicare, matematică. Iar rezultatele și
tot ceea ce s-a făcut la aceste evaluări vor fi trecute în portofoliu educațional al elevului. Acest portofoliu îl avem și acum în legea în vigoare, dar a fost prorogat pentru că, din mai multe puncte de vedere, nu vreau să intru în amănunte acum, pentru că nu s-a predat așa cum trebuia, transdisciplinar, nu a fost anunțat odată cu început de ciclu și așa mai departe. Deci cam acestea au fost motivele principale pentru care nu s-a aplicat și pe actuala lege. Orientarea școlară și portofoliul personal al elevului, obligatorii la finalul clasei a 8-a. Iar consilierul școlar și dirigintele vor trebui să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, respectiv trecerea la liceu. Adică, portofoliul educațional va cuprinde toate rezultatele obținute de către elev, rezultatele înscrise în catalogul electronic, un nou lucru a apărut obligatoriu ce se va implementa în sistemul de învățământ, acel catalog electronic. O altă discuție legată și de asta cred că va duce la multe controverse. Cine va plăti, cât va costa, cine va ține evidența acestor cataloage, baza de date cu datele copiilor, cum vor fi securizate și așa mai departe. Aceste recomandări de profil și evaluări, diplomă, certificate și alte înscrisuri dobândite, toate vor face parte din acest portofoliu al copiilor noștri. Pentru promovarea excelenței, pentru că din punctul meu de vedere cam acolo se îndreaptă, să zicem, acest proiect de lege să se meargă foarte mult pe excelență, În gimnaziu sau liceu se pot promova 2 ani de studiu într-unul singur. Asta e iar o noutate care este prevăzută în noul proiect. Acum să vă spun și de o noutate care cu siguranță cred că interesează pe absolut toată lumea. Pentru elevii de clasa 8-a, atunci când va fi necesar trecerea în sistemul de învățământ liceal, se renunță la media din gimnaziu. Nu ascund că în toate întâlnirile noastre la nivelul Ministerului, în Comisia de Dialog Social, în grupuri de lucru, am susținut cu toții acest lucru. Se pare că va fi și este cuprins în noul proiect al legii educației. Dar totodată, la trecerea în sistemul de învățământ liceal apare o chestiune nouă, să spunem așa, o controversă, pentru că aici chiar s-a născut o controversă și foarte mulți, atât elevi, părinți, cadre didactice, și-au manifestat opoziția la un astfel de articol, respectiv examen de admitere la colegii naționale, un preexamen de fapt, în afara sau înainte de evaluare națională, înainte de repartizarea computerizată a tuturor elevilor. Iar acest examen de preexamen de admitere la colegii naționale să se țină pentru 90% ca și grad de ocupare din numărul de locuri la colegiile respective. Aici e o mare controversă. Nu știm cum va fi, pentru că noi acum pregătim un sondaj de opinie în rândul părinților, Să vedem cum privesc ei lucrul acesta cu un preexamen la colegii, și cu rezultatele acestui sondaj vom merge pe 10 august la o întâlnire cu Ministrul Educației, unde vom avea mai multe puncte de dezbatere pe baza proiectului de lege. Sunt multe controverse legate de cum se va organiza acest preexamen, dacă va fi cu subiecte făcute de către profesorii din colegiul respectiv, dacă tot aceștia vor evalua lucrările elevilor respectivi.
Deci sunt foarte multe controverse legate de acest lucru și cu siguranță vor fi dezbateri aprinse pe această, să zicem, direcție legată de acest preexamen la colegii naționale. Mai avem așa la partea de... Oarecum chestia asta nu ne întoarce oarecum la cum dădeam noi treapta întâi și treapta a doua înainte, pe vremuri? Ne întoarce, dar... Adică eu așa mi-aduc aminte că s-a întâmplat când am fost eu... Prin apariția acestui pre-examen cam influențează și... Nu prea este privit cu ochi buni de către marea masă, pentru că la urma urmei, noi când vorbim de o lege a educației, vorbim de sistemul de învățământ de masă. Corect. Ori făcând o astfel de, hai să-i spunem, discriminare, că la urma urmei cam acolo se ajunge să se dea un preexamen la aceste colegii, nu știm cum va fi, pentru că a apărut proiectul, dar nu avem și norme de aplicare. Și atunci, neavând norme de aplicare a diverselor articole din cadrul proiectului, sunt foarte multe controverse. Și dau acest exemplu, adică mă duc să dau examen, un preexamen la un anumit colegiu. Uh-huh. Eu nu am avut treabă cu colegiul respectiv, dar... La preexamen participă și copii din care și-au desfășurat activitatea până în clasa 8-a la acel colegiu, cu profesorii din cadrul acestui colegiu, care profesori vor face subiectele și vor evalua. Ok, sunt de acord. Deci aici e o controversă, pentru că la urma urmei vorbim și de acea mare discuție legată de meditații. Copiii din acel colegiu cu siguranță fac meditații cu profesorii din colegiul respectiv. Și pot fi pregătiți pe... Da, nu... nu pe ideea respectivă. Am înțeles. Dar acum vin și eu și întreb. În momentul în care un copil este pregătit temeinic pe toate palierele de lucru, mai contează cum și în ce fel? Pentru că ok, te poți pregăti intens pe geometrie, pe algebră, dar cât de intens poți să fii? Cât de mult poți să te duci în direcția aceea? Iar dacă tu ești un om pregătit, poți susține, de exemplu, oriunde. Și în al doilea rând, ca până la urmă să nu fie niciun conflict de interese, cei care vor fi în echipa aceea de elaborare a subiectelor să nu aibă copii în cadrul examenului. Păi și cum demonstrăm lucrul acesta? Nu este mai bine să nu dăm ocazia la astfel de discuții și să nu venim cu astfel de propunere? Din punctul meu de vedere, cam așa ar trebui privite lucrurile. Pentru că nu ai cum să demonstrezi că un copil, chiar dacă avem, pe exemplu, acel cod de etică care prevede clar că nu poți da meditații cu unui copil la care predai și la clasă, cu siguranță se întâmplă acest lucru. În primul rând că nu ai cum să demonstrezi lucrul acesta. Iar discuții de genul acesta sunt, vor fi și vor exista întotdeauna legate de meditații cu copiii la clasă. Ori această controversă este destul de, să zicem, împământenită în mintea multora și se cam întâmplă lucruri de genul ăsta. Și mai bine să se evite astfel de controverse și nu înțeleg de ce trebuie să dăm un preexamen. Bun, până acum echipa care elabora proiectele... Hai să revin eu. Știți foarte bine, avem acele controverse la aceste colegii pentru trecerea la clasa 5-a, unde se organizează tot felul de admiteri la clasa 5-a. Și știi foarte bine câte scandaluri au fost iscate pe baza acestor
admiteri, să spunem, la clasa 5-a. Corect. Câte controverse, câte discuții, câte plângeri, pentru că s-au făcut și foarte multe plângeri, sesizări, nu numai către minister, cât și către organele de abilitate, fiind puse pe tapet foarte multe suspiciuni. Ori nu văd de ce ar trebui să gândim și să mergem spre același lucru și la clasa 9. De-aia spun, e o controversă destul de mare, e un punct de lucru, să spunem așa, care va discuta mult pe, se va discuta mult pe baza acestui articol din nou proiect. Și totodată mai avem o altă mare controversă legată de bacalaureat, unde se presupune că se va da o evaluare, un bacalaureat, o singură probă scrisă, unde vor fi evaluate toate competențele la disciplinele cuprinse în trunchiul comun. Iar la cele legate de profil vor fi, din punct de vedere al legii, opționale. Lucru care iar suscită diverse întrebări. A ieșit domnul ministru să explice lucrurile legate de bacalaureat, precum că se va modifica pentru cei care sunt clasa 8 acum, se va modifica începând de anul viitor programa și curricula, astfel încât acest bac să poate fi implementat, repet, pentru cei care sunt acum clasa 8. Dar din moment ce tu, elev, ți-ai ales un parcurs educațional de genul uman, pe profil uman, și în condițiile în care vrei și dorești să mergi pe această direcție, nu văd cum vei da, să zicem, o parte din bacalaureat, inclusiv pe matematică, pe științe reale, în condițiile în care tu efectiv ți-ai dorit să mergi pe latura umană. Bașca, respectiv latura umană în cadrul bacalaureatului, este opțională, facultativă. Deci sunt multe lucruri neclare, multe lucruri care suscită interes și suscită multe întrebări de cum va fi și cum se va dori implementat de către minister o astfel de, să zicem, dorință a ministerului și a celor care au elaborat acest proiect. Cum vezi lucrurile astea? Vreau să merg pe partea umană, dar voi da o evaluare care să cuprindă și competențe de real. Da, nu știu să-ți răspund în momentul de față, pentru că, sincer, le-am luat și eu cu puțin înainte de a ne întâlni la Răsfoit. Și nu am încă o părere foarte clar făcută, pentru că e nevoie să parcurg mai mult. În primul rând ar trebui să vedem efectiv și norme de aplicare, adică să vedem programa. Că poate să zicem, să presupunem că la cei care îmbrățișează parcursul educațional profil uman vor avea câte o oră pe săptămână, o oră pe lună, matematică, științe reale, științe ale naturii, chimie și așa mai departe, și vor avea în programă strict ceea ce li se predă, lucruri minore. Dar acum cei care au profilul real vor da același bac, pentru că nu se va mai face diferențierea legate de profil. Și atunci, iar cei care fac câte 5-6 ore de matematică pe săptămână, cum vor privi lucrurile dacă se va merge inclusiv pe programa celor care sunt la uman? Deci sunt foarte multe întrebări și foarte multe controverse pe această linie. Noi o să avem diverse grupuri de lucru să vedem cum a văzut ministerul lucrul acesta, dar repet, până nu vedem o programă legată de acest lucru,
discutăm discuții. Bun, ce părere au elevii despre toate aceste propuneri? Pentru că nu sunt încă schimbări, sunt doar propuneri de schimbare. Deocamdată, din punct de vedere al elevilor, au ieșit numai cu partea aceea legată de implicarea lor în ceea ce înseamnă consiliile de administrație și consultările la nivelul unităților școlare. Din punctul meu de vedere, cred că nu au citit cum trebuie acest proiect, pentru că la urma urmei tot ceea ce au cerut ei, și m-a mirat și faptul că ministrul a ieșit și a spus că ceea ce doresc elevii va fi implementat imediat și se vor modifica articolele. Se pare că nici domnul ministru n-a citit cum trebuie proiectul, pentru că este prevăzut în cadrul proiectului, dacă nu mă înșel, pe la pagina 70 sau 71, că elevii au un membru în Consiliul de Administrație, membru care a împlinit 18 ani, mă refer la sistemul de liceu, iar în sistemul de gimnaziu, pentru că știm foarte bine lucrul acesta, pentru că un loc din Consiliul de Administrație pentru părinți este cedat elevilor, cum se întâmplă și în actuala lege, este prevăzut și în proiectul de lege. Iar în ceea ce privește gimnaziu, sunt invitați atunci când au statut de invitat, atunci când se discută lucruri legate de interesul lor. În rest, deocamdată nu au ieșit cu nici o altă controversă. Cred că sunt și ei la rândul lor în grupuri de lucru și vor ieși înainte de a avea și ei la rândul lor o întâlnire cu ministrul, așa cum noi am programat-o pe 10 august, și prin această cale chiar dorim să vedem diverse propuneri pe baza acestui proiect care se vor îndrepta, să se îndrepte către noi, astfel încât să preluăm cât mai multe opinii, cât mai multe doleanțe ale părinților. Bineînțeles, în subconștient, poate cei care ne urmăresc gândesc la ce competențe avem noi să... Așa. Suntem consultați și este normal să fim consultați. Categoric. Este normal ca partenerii sociali să fie consultați și la masa discuțiilor. Pentru că la urma urmei, implicarea comunității, implicarea părinților, implicarea elevilor nu poate să aducă decât plus valoare, și nu așa cum văd unii, că vezi, Doamne, ce se mai implică și aceștia legat de părinți sau de elevi. Așa e. Avem nevoie de această consultare, pentru că la urma urmei vorbim despre viitorul educației, vorbim de implementarea unei noi legi, din punctul meu de vedere necesară, pentru că avem actuala lege, legea 1 pe 2011, care din atât s-a făcut în anii precedenți foarte scufoasă și foarte greoaie, nu mai știi unde să te uiți și de unde să preiei diverse modificări la modificări la modificări. Și atunci, clar, avem nevoie de o nouă lege, dar o nouă lege în care să nu apară atâtea controverse. Și clar, aceste controverse privesc exact acei pași importanți în parcursul educațional al copiilor noștri, respectiv admiterea la liceu și bacalaureatul. Două examene importante în viața copiilor, și de aceea cred că controversele apărute sunt normale și ele trebuie să ducă la o decizie o decizie care să aducă ceea ce trebuie în învățământul de stat. Da, eu aș mai avea și o parte a mea pe care o targetez de când am intrat în această federație, Federația Națională a Părinților. Mi-aș dori să avem infrastructură. Mi-aș dori să avem acea finanțare, astfel încât să nu mai vorbim de învățământ în trei schimburi, să nu mai vorbim că nu avem spații pentru a dezvolta anumite unități școlare unde noi, părinții, ne dorim să le ducem copiii. Cred că de aici ar trebui să pornească
o nouă lege de la finanțare, de la infrastructură, de la resursa umană și apoi celelalte discuții legate de acest proiect. Mai ales că am văzut zilele astăzi, efectiv, că al nostru primar de București a anunțat cu emfază pe rețele de socializare că a luat decizia de a demola acea clădire de lângă Biserica Catolică. Din punctul meu de vedere, este, să zicem, o greșeală destul de mare în condițiile în care noi vom. Nu mai ai sonor, te-ai închis așa. Nu avem și noi să demolăm o astfel de clădire. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, pentru sistemul școlar, adică ar putea fi dată sistemului școlar, s-ar putea face acolo o școală unde s-ar rezolva o mare parte din necesarul de infrastructură. Ok, asta voiam să spun, că partea de infrastructură ține mai puțin de Ministerul Educației, poate fi luat ca partener Ministerul Educației, după câte știu eu, în ceea ce privește partea aceasta de infrastructură, intră în sarcina primăriilor și administrației locale, corect? Așa este, așa este, numai că avem acum acel PNRR unde se spune că vor veni bani și vom avea și vom face investiții în infrastructură, în. E, banii ăștia se pot îndrepta inclusiv pentru așa ceva. Că yeah. să cheltuiască primăria capitalei nu știu câte zeci de milioane pe demolarea unei clădiri, mai bine clădirea o dăm școlii, sistemului de învățământ, facem o școală acolo și nu mai cheltuim banii pentru Eugen, demolare. Eugen, nu mai ai imagine, să știi. Sunet, ai, te auzim, ăsta este un lucru foarte bun, mai puțin imagine. Uite că acum a revenit și imaginea. Căldura asta ne joacă feste, nu e o căldură anormală, e o căldură normală din punctul meu de vedere, pentru că nu putem vorbi despre... Suntem în plină vară și uite, noi lucrăm la proiectul de legii educației, ne zbatem, ne certăm, nu ne certăm, discutăm, dezbatem, dar trebuie să iasă ceva bun din aceste dezbate, din aceste controverse, pentru că, repet, vorbim de viitorul copiilor noștri și trebuie să fim implicați 100% pentru acest lucru. Ok. Rămâne să urmărim ceea ce se întâmplă cu aceste propuneri de modificare a legii educației. Este timpul destul de limitat și trebuie să încheiem. Așteptăm cu interes propuneri din partea tuturor celor care ne urmăresc legate de acest proiect de lege. Așteptăm să vedem cum putem să modificăm ceea ce nu ne convine la urma urmei. Da, așa este. Așa este. Bine, eu îți mulțumesc mult de tot. Uite că ne reîntâlnim și pe căldură via Zoom și să sperăm că ne întâlnim și săptămâna viitoare cu vești noi și bune, în special pentru performanța copiilor, pentru că până la urmă asta contează și să scoatem cei mai buni din sistemul de învățământ care de-a lungul timpului a dat niște minți foarte luminate. Și de ce nu să creeze și de acum aceste premize pentru o educație de calitate și astfel să punem o cărămidă împreună cu sistemul, cu părinții, cu sistemul educațional din România și cu părinții, să punem împreună o cărămidă la viitorul copiilor noștri, pentru că ei sunt cei care vor scoate țara din situațiile problematice, venind cu soluții care mai de care mai funcționale și mai bune. Toate cele bune, Eugen, toate cele bune și vouă celor de acasă care ne-ați ascultat până în acest moment. Rămâne să ne vedem în continuare de la ora 7 cu Evelin și invitata sa. La revedere! La revedere!